Hello, hello! Bună dimineața! Nici nu știu cum să încep să vă explic. Înainte de toate, dați acolo like și subscribe, așa să trag de timp până îmi fac eu o idee, pentru că acest filmuleț nu a fost un plan, dar se pare că este acum din moment ce îl filmez. Eu îmi doresc să am silicoane de când sunt mică, dar când am putut să-mi pun, nu au mai fost bani deoarece mi-am schimbat mașina, când mi s-a oferit gen să primesc cadou silicoane, n-am mai vrut, pentru că m-a luat frica de operație, stați că încerc să fac părul ăsta să arate într-un fel săracu. Iar acum m-am gândit că ar fi momentul. Este una din dorințele pe care mi-am trecut-o, dacă vă mai aduceți voi aminte, pe acea listuță pe care am făcut-o când s-au aliniat astrele 100 de ani, nu știu ce. E, zis și făcut, eu aveam deja doi doctori în minte, nu vreau să le dau numele, dar vă voi spune că m-am dus la unul dintre ei, pentru că îl cunoștea prietenul tatălui meu și am zis, a, super, ok. Am vorbit prin prietenul tatălui meu să mă duc la el, să îmi pun la el. Mi-a zis că îmi face și o reducere de 500 de euro, ca după aceea mi-a făcut programare peste o săptămână și când am ajuns la programare, într-un final, să aflu și eu mult mai multe detalii, pentru că eram foarte, dar foarte curioasă, pentru că nu știu cum este anestezia, nu știam ce mărime îmi trebuie, nu știam durerile, nu știam dacă primesc bustieră de după, nu știam foarte, dar foarte multe lucruri, pe care, ce credeți, m-am dus la cabinet, m-am întors bou, m-am dus vacă. Adică nu am primit nicio informație necesară. Eu am vrut să fac un vlog de acolo. El mi-a spus că nu, că ar trebui să-i dau lui să editeze ce-i convine, ce nu-i convine, nu știu ce. Lucru pe care am și zis că nu o să-l mai fac. În caz că îmi fac această intervenție, eu nu voi mai face vlog la modul să filmez din cabinet sau ceva, pentru că eu îmi pot exprima părerea singură pe canalul meu de YouTube, fără să am nevoie de filmulețe și chestii, pentru că aveam câteva filmulețe de acolo, m-a filmat prietena mea Roxana, dar am renunțat și nu le voi mai posta. De ce credeți? Pentru că totuși nu mă voi mai duce la acel doctor, prietenul tatălui meu. Pentru că eu nu am aflat multe informații, efectiv n-am aflat mai nimic. Prietenul tatălui meu mi-a zis că o să vorbească el cu el. Între timp, el mi-a spus că îmi trebuie neapărat mamografia, că altfel vorbim degeaba. Hârtia când m-a măsurat, pentru că eu știam ceva de măsurătoare și așa, m-a măsurat, a mototolit-o și a aruncat-o după aceea, în condițiile în care m-a întrebat ce medicamente mai au, dacă am anticoncepționale, dacă am alergii, s-a dus efectiv la coșul de gunoi și acea hârtiuță, lucru care nu mi s-a părut deloc profi. Chiar dacă multă lume îl laudă. Iar a doua zi, nu, fix în ziua când am avut consultația cu doctorul, m-am dus seara să-mi fac ecografia mamară. Ecografia mamară, bineînțeles, n-a fost nicio problemă, pentru că doctorul la care eu mă duc, domnul doctor Hristos, este un doctor de nota 100 și de fiecare dată mă bagă în față, să zic așa, pentru a grăbi tot procesul acesta. Mereu mă bazez pe el când am nevoie urgent la doctor, la ginecolog în principiu. El face în așa fel și mă bagă în față și mă ajută. Ok, el mi-a zis să-i trimit ecografia pe internet. Ok, eu îl aveam pe Instagram, pe doctor, am zis hai să nu-i trimit pe WhatsApp, pentru că WhatsApp-ul, din ce înțelesesem eu, cred că răspundea mai mult asistenta și am zis, lasă, mai bine trimit pe Instagram, unde îl și am, și o vede acolo. A văzut el ecografia, l-am întrebat dacă este ok, a zis, da, este ok, mâine te sun pentru programare și i-am zis eu că eu aș vrea totuși să mai aflu anumite detalii pe care nu le-am aflat. A, că de ce nu
ai, de ce nu m-ai întrebat? În fine, ne auzim și îți răspund la întrebare. În fine, gen. A doua zi am așteptat toată ziua să fiu sunată. Nu am fost sunată. M-a sunat prietena mea, Daria, care m-a întrebat ce ai făcut la consultație. Și eu am povestit că mai mult nu am făcut decât am făcut. Nu am aflat informațiile necesare, informații pe care nu aș fi putut nici vouă să vi le dau implicit. Și ea mi-a zis, băi Corina, uite, pentru 500 de euro, eu zic să nu te uiți la ei și să te duci în altă parte. Pentru că nu este ok. Relația dintre pacient și doctor ar trebui să fie una destul de unită și să te ajute și să-ți dea toate informațiile necesare. Într-adevăr, am stat eu să mă gândesc, am zis că da. Și mi-a zis prietena mea, care o prietenă foarte, dar foarte dulce, și mă va ajuta ea pentru că are clinică. Ok, zis și făcut, mi-a zis, sună și întreabă ce nelămuriri ai tu, pentru că chiar dacă nu vrei să te operezi la ea și rămâi la doctorul pe care l-ai avut, bă, măcar o întreb pe ea, ce te interesează să știi, detalii pe care orice om ar fi trebuit să-l știe. Din punctul meu de vedere, această intervenție este destul de mare și haide să vă spun și de ce, pentru că este totuși o operație cu anestezie totală. Nu este ca și când m-aș duce la buze. În fine, am sunat eu pe această scumpete de fată. Mi-a răspuns la toate întrebările. Mi-a spus prețul de la ea de la clinică. Mi-a zis că îmi recomandă un doctor de la ea de la clinica ei, care este foarte cunoscut. A pus diferitelor vedete silicoane. Și are o experiență de peste 20 de ani. Eu, când am auzit numele doctorului, mi-a venit așa prin cap, pentru că îl cunoșteam, doar că eu nu mă informasem despre el. Și a zis că dacă vreau să-mi facă o programare și să discut mai multe cu doctorul. Băi, zic și făcut, ținând cont că eu nu avusesem parte de o programare, am zis ok, vreau neapărat programarea asta. Și a fost foarte dulce și a venit cu mine. Am vorbit acolo cu doctorul, i-am zis ce mărime vreau eu, mi-a răspuns la toate întrebările. S-a comportat exemplar din punctul meu de vedere cu mine și această fată la fel, adică super frumos. Și chiar am văzut că și-au dat interesul pentru mine și asistenta care era acolo a zis că stai liniștită, că o să fie totul ok și eu sunt aici, o să fiu alături de tine, deoarece din cauza COVID-ului nu ai voie să aduci persoane din afară. Trebuie să știți că dacă vreți să faceți această intervenție în această perioadă, vă trebuie testul de COVID și ecografia, deoarece analizele va trebui să le fac la clinică în ziua operației, din ce am înțeles. N-ați vrea să știți că înainte să mă duc la consultație, care a fost ieri, alaltieri a fost consultația, am dormit foarte prost, dar nu că foarte prost, cred că am făcut vreo 3-4 atacuri de panică, cred că de pe la 6 dimineața până la 9 când m-am trezit. Mi-a fost foarte rău, m-am dus încercând să dar n-aveam ce să pentru că nu mâncasem. Eu am slăbit, ce credeți, am 54 de kilograme în momentul de față, pentru că nu am mâncat din cauza emoțiilor și din cauza fricii și îmi treceau toate lucrurile urâte prin gând. Eram, dacă mor, eu nu vreau să mor. Efectiv, toate lucrurile nașpa mi-au trecut prin căpșorul ăsta mic. Pentru că eu sunt genul de persoană care dacă nu știu ceva, cum a fost și cu avionul, dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că am avut frica asta de avion, am și plâns, m-am consumat și atunci foarte tare, după aceea am fost ok, dar am stat în continuu cu această panică și stau cu această panică de când am făcut acel atac de panică foarte grav. Încât nici eu nu mă recunosc, asta îi spuneam și Dariei. Și în dimineața aceea, foarte rău, am sunat-o pe fata de la clinică, i-am zis, cred că nu mai vreau, mi-e foarte rău, nu știu dacă pot ajunge astăzi,
Facea, liniștește-te, n-are de ce să-ți fie frică. Este o intervenție care se face pe bandă rulantă. Este cea mai ușoară. Gândește-te că nu-ți faci abdominoplastie sau altceva. Și m-am dus. M-am dus la clinică, am vorbit cu domnul doctor, am stabilit mărimea. Dar vreau să vă zic că acele momente de groază pe care le-am trăit și încă le simt așa în el corazoncito și îmi vine să plângem de frică, ca să înțelegeți, sunt foarte, dar foarte ciudate. Adică vreau să știe toată lumea că dacă eu voi păți ceva, eu vreau, Doamne ferește, să bat în lemn, să fiu incinerată, nici de cum altceva. Eu oricum mă duc, sunt foarte negativistă, mă duc prima dată spre lucrurile nașpa și după aceea spre lucrurile bune. Ei mi-au dat o încredere destul de mare pentru că sunt niște oameni minunați, doar că creierul meu este cel care este tâmpit, că nu-l pot numi altfel. De asta v-am și anunțat că această informație vreau să rămână doar între noi de pe YouTube. Pentru că pe Instagram și pe TikTok nu vreau deocamdată să fac acest anunț, să-i zic așa. Toată lumea m-a încurajat, a încercat să mă încurajeze. Am scris și pe un grup de implant mamar, cred că așa se numește, unde fetele m-au încurajat că anestezia este super ok, că la la la, că lululu. Dar frica de necunoscut este teribilă și eu nu fac această intervenție pentru a vedea cineva anume. O fac pentru mine. Sânii mei nu vor fi giganți, să zic așa, să iasă din relief. Nu vă gândiți că nici măcar 400 de mililitri nu voi pune într-un sân. Am ales măsura 375. Pentru că aia mi s-ar fi potrivit corpului, chiar dacă ar fi mers și 425. Dar nu, vreau să merg pe ceva, să zic așa, natural, dar totuși să fie acolo. Și pe rețelele de socializare nu vreau să postez lucrurile astea decât aici cu voi, pentru că suntem o comunitate mult mai micuță pe YouTube și cred că suntem doar oamenii care chiar mă apreciază și chiar sunt alături de mine. O să vă țin la curent în ziua operației. Operația are loc marți, nu știu jur în ce dată suntem astăzi, ca să vă spun. Astăzi este duminică și chiar astăzi vei posta filmulețul, iar marți la ora 9 am înțeles că am programare, luni trebuie să mă sune asistenta să stabilim ce lucruri ar trebui să-mi iau de acasă, așa și așa. Și să văd, că nu știu să vă mai spun alte detalii, să zic așa. Dar ne vom vedea sigur marți, voi filma un filmuleț. Credeți-mă că mi-este frică de leșinez, adică încerc să fiu calmă, am luat niște pastile, niște somnifere în ultimele două zile pentru că încerc să dorm normal și presimt că în data de cât o fi luni, noapte, nu cred că voi dormi și mă voi duce așa chiar una la operație pentru că voi avea niște sentimente și niște chestii, gânduri și așa, încât nu mă vor lăsa să dorm mai mult ca sigur, mai ales când am voie să iau somnifere înainte de operație. O voi chema pe Roxanica să stea cu mine în seara aia și să mă ducă ea la spital. Am înțeles că s-ar putea să rămân acolo o noapte, dar voi filma de acolo și așa, vă voi mai vorbi, vă voi mai spune stările mele. Și bineînțeles, vă voi explica mai multe detalii după intervenție, pentru că acum nu pot să vă zic dacă doare, dacă nu doare, dacă a fost ok, dacă au ieșit ok, dacă nu știu prea multe detalii legate de asta. Dar atât am vrut să vă spun, pentru că oricum nu aveam vlog și am crezut inițial că voi face această intervenție undeva peste 3 săptămâni, pentru că primul doctor așa mi-a zis că m-ar programa peste 3 săptămâni. Se pare că în cealaltă parte la acest doctor mult mai experimentat, pentru că celălalt avea doar un an de practică. Un an și este destul de cunoscut, ca să înțelegeți. Dar mai apoi să aflu că are doar un an de practică de a pune silicoane. Trebuie să vă interesați foarte bine de subiectul ăsta și uite că eu îmi luam țeapă, să zic așa. Bine, țeapă. Îmi luam țeapă că nu m-am informat despre trecutul doctorului, dar acesta pe care o să-l am acum
are experiență de 20 de ani și din ce am văzut este foarte bun în ceea ce face și a fost foarte ok cu mine de treabă și mi-a explicat tot. Și așa, cu o lac peste pupăză, ce credeți, primul doctor pe care l-aveam pe Instagram, după ce mi-a dat mesaj ieri că să-i trimit ecografia, eu i-am răspuns, nu o voi mai trimite, deoarece am căutat al doctor, am așteptat ieri toată ziua să mă suni, să mă contactez, pentru că așa rămăsese, să mă sune, să programăm operația și nu am mai făcut-o. Deci îmi caut în altă parte. I-am zis mulțumesc, o zi frumoasă. Și bineînțeles că ieri seara m-am trezit cu un unfollow pe Instagram. Foarte ok. Acest domn doctor number one este puțin cam arogant. Puțin cam arogant când tu lucrezi în acest domeniu pe silicoane de un an de zile. Nu am fost eu arogantă în aplicarea genelor după un an de zile și încă aveam nevoie gen de practică și să învăț cât mai multe lucruri. Nu-mi permiteam în primul an de zile să pierd nicio clientă sau să fiu arogantă cu vreo clientă. Dar oamenii sunt diferiți, am mai stabilit noi că oamenii nu suntem toți la fel. Dar vă voi anunța ce se va întâmpla. Dar vă zic de acum că mie mi-este frică, nu pare, dar mi-este frică rău. Rău, Doamne ajută să mă trezesc ok din operație, s-a luminat și lumina aici la ring light, Doamne ajută, deci asta e tot ce-mi doresc. Marți vă rog să vă treziți cu gândul să vă rugați pentru mine, pentru că dacă la 9 dimineața este operația, pregătiți-vă emoțional, da? Ne vedem după intervenție, că până atunci nu voi mai face vreun clip și încă o chestie, nu ai voie din ce am înțeles să-ți ridici mâinile după operație, vor fi doar la nivelul acesta. Deci voi fi un robot. Dacă vreau să fac vlog, s-ar putea să rog o prietenă de-a mea să mă filmeze, pentru că e cam greu că eu dacă aș sta așa, n-am voie deloc să-mi forțez partea asta, deci ne descurcăm noi cumva să vă povestesc tot ce s-a întâmplat, da? Vă super pupicesc, rugați-vă pentru mine și ne vedem data viitoare. Mm-hmm.